În următorul mesaj, semnat de același Richard Wurmbrand, suntem încurajați să ne iubim aproapele. Și mai mult, să stăm să-i ascultăm pe cei din jur, ori de câte ori au nevoie de noi. Merită să plecăm urechea la ceea ce, dincolo de timp, răsună prin cuvintele unui om care a știut să calce pe urmele pașilor lui Hristos. Să ne fie de bine cele ce vom auzi, dar pentru aceasta să ascultăm cu multă băgare de seamă. Iubiți frați, iubite surori și tare, tare dragi copilași, citesc din Epistola către Efeseni, la capitolul 3. Eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi, neamurilor, dacă cel puțin ați auzit despre vnicia Harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată față de voi, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta, despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperit acum Sfinților Apostoli și Prorocii ai lui Hristos prin Duhul, că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea, al cărei slujitor am fost făcut eu după darul Harului lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii Lui. Dar mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este sprăvnicia acestei taine ascunse din viacul în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Ce lucru curios! Apostolul Pavel zice, am o descoperire care n-a avut-o nimeni până acum. O taină mare a împărăției, vă spun acum, până acum n-a știut-o nimeni. Că nu-i păcat înainte lui Dumnezeu să fii român, sau să fii grec, sau să fii turc, ai la Dumnezeu același dreptul ca grec și ca turc și ca tătar și chinez și ca orice, la fel ca și evrei care cred, puteți intra în ceruri. Acum îi spune, păi asta e la mintea cocoșului, păi este un Dumnezeu și ne-a creat pe toți. Nu poate la El să fie preferință, ești evreu, bine, poți să intri în cer, ești alt neam, nu poți să intri în cer. Dar așa de înapoiați sunt oamenii, că asta nu s-a putut spune până la par. Sunt încă țări în care lucrul acesta nu se poate spune. Am fost în Africa de Sud, din neînchipuit să fiu în cer, eu alb cu ăla negru. Nu poate un negru să, nu putea până acum de curând, un negru să intre în restaurant cu unul alb. Erau closete publice și scria, ăsta e closet pentru alb și ăsta e closet pentru negru, nu putea să intre. Erau în parcuri bănci, bancă pentru alb și bancă pentru negru. În trenuri, ăsta era compartiment pentru negri, ăsta era compartiment pentru albi. Acum s-a dus luptă mare să aibă aceleași drepturi, albi și negri. Și acum negri să mă cerăresc unul pe altul, ce băi, ești tu negru, dar nu ești chiar așa de negru. Eu sunt din tribul Kozak și tu ești din tribul Zulu. Și noi suntem nițel mai negricioși și voi sunteți mai altfel de negricioși și nu putem să intrăm în același cer. Și sunt atâtea ură în lumea aceasta. Nemții, la un moment dat, n-au putut suferi pe evrei. Sunt mulți evrei care nu suferă pe arabi și arabii nu suferă pe evrei și așa mai departe, încât mintea omenească nu putea să cuprindă lucrul acesta, că și unul de alt neam poate să intre în cer. Și cu greu, Pavel le spune o taină mare, lăsați-l și pe Dumnezeu să facă ceva care nu-i după plăcerea voastră. Pot să intre și alții decât evrei în împărăție. Astăzi ne pare de la sine înțeles, dar pe vremea lui nu era de la sine înțeles. Dar avem și noi limitările noastre. Când am povestit unor pocăiți, că am fost la închisoare cu un catolic și catolicul ăsta a suferit chinuri, a suferit torturi și la urmă a murit lângă mine
Și ultimul lui cuvânt a fost: Iisus iubit. Și răspunsul pocăitului a spus: degeaba îl iubește el pe Iisus, că nu intră, fiindcă e catolic. Deci aceeași chestiune care a fost acum 2000 de ani, că nu intră fiindcă e grec sau fiindcă e latin. Cine ești tu să excluzi pe cineva din Împărăția lui Dumnezeu? Vom avea în ceruri mari surprize și noi din partea noastră să păstrăm dragoste față de toți, să acceptăm pe alții, să nădăjduim pentru alții, să iubim și să mijlocim la Dumnezeu pentru fiecare. Credeam că pe măsură ce îmbătrânesc, îmi va fi mai ușor să predic, ca pe o rutină în orice meserie. Dacă ai lucrat o an de zile, merge mai ușor. Dar cu cât mai mult predic, cu atât mai greu devine de predicat, fiindcă îți dai seama la cine predici. Tine predicator, văd oameni înaintea lor, sunt bucuroși când oamenii aceștia sunt mulți și când le pot predica. În nicio biserică nu sunt numai oameni. În biserică sunt dragi. Este scris că ei caută, de îndată ce s-a semănat sămânța, vin duhurile rele, îndată. Efthus, spune în grecește, imediat. Ei vin ca să fure sămânța unde se poate. Și mai vine cineva, spune în partea din Biblie pe care am citit-o, la Efeseni 3:10, că domniile, stăpânirile, ranguri foarte înalte de îngeri, sunt în biserică și prin biserică caută și ei să afle tainele lui Dumnezeu. Noi explicăm îngerul, sunt ce îngeri de față. Și de aceea, cu cât îmbătrânești, ți-e mai greu de a predica. Te gândești, ai îngeri în fața ta. E greu când ai așa personalități mari și te ferești să spui un cuvânt care ar fi greșit, că ei știu să prețuiască ce-i drept și nu-i drept. Și mai este cineva care ascultă. La un moment dat, Mântuitorul spune despre un predicator: bine a zis Isaia. Eu cred că Isaia în cer a sărit de bucurie. Auzi, am predicat și Iisus mă laudă, că n-am mai auzit predic așa de bun. Iisus ascultă și El predicele noastre și poate la unii să pună nota foarte bună, la alții o notă mai mijlocie sau o notă proastă. Nu-i ușor de a predica. Am visat că eram în România și trebuiam să predic, care știți, care ați fost prin Brașov, Marea Biserică Neagră acolo, Biserica Luterană, cea mai mare biserică luterană din țară, și trebuiam să predic acolo. Și era târziu, trebuiam să merg repede, că se începea serviciu. Și mă oprește o doamnă, lacrimile îi curgeau pe obraz, se vedea că trecea printr-o mare tristețe. Bine că v-am întâlnit, domnule pastor Vâmran, vă rog să mă ascultați, mi-e inima zdrobită. Îi zic că îmi pare foarte rău, doamnă, veniți altă dată să vorbiți cu mine, dar eu sunt acum tare grăbit, trebuie să intru în biserică, începe slujba. Și ea mi-a spus: de ce credeți că e mai important ca dumneavoastră, care sunteți un om liniștit, să vorbiți la oameni liniștiți? Poate e mai important să mă ascultați pe mine, care sunt tulburată și necăjită. Renunțați de a vorbi și stați și mă ascultați pe mine. Era un samaritian odată care avea treburi mari. Mergea din Ierusalim la Ierihon, cine știe ce treabă avea, și în drum era cineva care avea nevoie de el, un rănit, și și-a lăsat toată treaba. Treaba a rămas încurcată, n-a mai descurcat. Ca să ajute pe cel rănit, eu sunt cineva care am nevoie de dumneavoastră. Renunțați la predică și ascultați-mă pe mine. N-am știut ce să-i răspund. Am zis: poftim vorbit. Și am ascultat. Și am căutat să o scurtez. Și când a terminat ea, m-am uitat la ceas. Era foarte târziu. Dar m-a legat spre biserică, m-a oprit o altă doamnă și ea necăjită. S-a ascultat și necazul meu. Am trebuit să ascult și necazul ei. Și după ce am auzit necazul ei, am fugit iarăși, iar târziu. Haide, o să ajung la biserică târziu, dar să ajung mare. Și mă oprește unul: domnule, să-ți spun o glumă. Am o glumă așa de faină, așa de frumoasă. Am o inimă, trebuie să vă spun. Și vedeam că el simțea nevoie să-mi spună gluma, cum ailalt a avut nevoie să-mi spună necazul. Crăpa dacă nu-și spunea glumă. Și am spus: bine, domnule, spune-mi gluma. Și am ascultat și gluma și am ajuns la biserică tocmai când era sfârșitul slujbii. Acum, în biserice luterane, știți că pastorii poartă talarul negru pe care la baptiști îl poartă pastorul numai la botez, dar în biserica luterană îl poartă la orice slujbă. Și am pus repede talarul, dar nu era încheiat nasturii. Eu eram nepieptănat și cu toată zarva asta nu m-am uitat în notele mele de predici. M-am așezat pe scaun ca să predic,
Dar habar n-aveam despre ce este vorba. Nu mai știam. Și le-am spus tuturor, uite, așa s-a întâmplat, că am fost oprit în drum de oameni necăjiți care trebuiau să-mi spună necazul și de oameni veseli care au vrut să-mi spună veselie. Și au nevoie ei să fie ascultați. Și am ascultat și îmi pare rău că n-am ce să vă spun, dar poate învățăm din cele ce mi s-au întâmplat mie, ca noi toți să nu vorbim, ci mai degrabă să ascultăm. Sunt atâtea lucruri de ascultat. Și poate ne învățăm nu numai să vorbim, nu numai predicatorii vorbesc mult, ci și cei din bănci vorbesc mult, și să începem să ascultăm. Sunt în prejurul nostru atâția necăjiți, care n-au pe cineva la care să-și verse inima. Sunt atâția bucuroși care vor să împartă cu noi bucuria lor, să avem urechi deschise pentru fiecare, să ne obișnuim toți să ascultăm mult. Și dacă nu vă voi spune eu multe, păi obișnuiți-vă și voi să nu spuneți multe, ci să ascultăm. Să ascultăm pe seminii noștri, să ascultăm gemitul întregii creațiuni care așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu și să mai ascultăm pe încă cineva care n-are cui să vorbească, spune în Mica, la capitolul 6, la versetul 2, că Dumnezeu vorbește cu munții, strigă la munți, că n-are la altcineva să vorbească decât la munți. Disperat, n-are cu cine să vorbească. Noi în închisoare eram fiecare singur în celulă și vorbeam cu pereții. Românul are expresia asta, vorbește cu pereții. N-are cine să-L asculte pe Dumnezeu. Cerul nu are mulți care sunt pregătiți, care sunt gata să-L asculte. Și poate este bine și o predică în care nu se vorbește mult și în care se spune oamenilor, ascultați mult și voi aveți urechi, aveți o minte, aveți o inimă și să ascultăm. Îngerii ascultă de noi, spune la Efeseni 3, să fim și gata noi, să fim gata și noi să-i ascultăm pe dânsi. Noi toți avem luptă cu păcatul. Este ceva mai grav decât păcatul, anume că păcatul se înmulțește. Spune în Scriptură, unde păcatul s-a înmulțit. Un tânăr băiat iubește o tânără fată, se căsătoresc, se unesc, au copii, copiii au copii, familia s-a înmulțit. Exact așa face păcatul, păcatul se înmulțește. Nu rămâi niciodată cu un păcat. Păcatul găsește alt păcat, ăștia doi se împerechează și fac al treilea păcat. Și al treilea păcat își găsește al patrulea păcat și iar se împreunează și face 5, 6, 7, 8 și așa mai departe. Păcatul se înmulțește. Prima pereche de oameni. Mă rog, au făcut o greșeală, Eva. Era ceva care nu trebuia mâncat și a mâncat. Toți facem greșeala asta. Spune doctorul, uite, asta să nu mănânci, asta să nu bei. E pofta, mâncăm. N-ar fi fost ceva deosebit. Asta e omul. Mănâncă și ceva care nu-i voi. După ce ai mâncat ce nu-i voi, bă, trebuie să adaug un păcat. Trebuie să dau și bărbatului să mănânce și el ce nu-i voi. Și după ce au ajuns acum două păcate. După ce au ajuns două păcate, zice, mai putem să facem al treilea păcat, să aruncăm vina pe altul. Și l-a întrebat pe Adam de ce mănânci, Eva e vinovată. Eva, tu de ce ai mâncat? Altul e vinovat. Al treilea păcat a ajuns. Al patrulea păcat că s-au ascuns de Dumnezeu, dar de ce te-ai ascuns? Că e prietenul tău. Puteai să-i spui, am avut un moment de slăbiciune, că am mâncat. Păcatul se înmulțește. Cain a fost gelos pe Abel că lui s-a primit jertfa și lui Cain nu s-a primit. Fiecare avem un pic de gelozie. Și eu am un pic de gelozie și eu mă gândesc, aș vrea și eu să fiu un predicator ca Billy Graham, sunt și eu mai mititel, nu fiecare e mai mititel, fiecare are o gelozie. Și dacă ar fi numai gelozia asta, n-ar fi nimic. Dar gelozia s-a adăugat cu mânia și atunci l-a omorât pe fratele său. La rând, la rând, vedeți lucrul acesta, cum păcatul se înmulțește. Tribunalul din Ierusalim l-a găsit pe Iisus, Mesia fals, și l-a condamnat la moarte. Atâta tot, un păcat. Dar dacă e condamnat la moarte, hai să-l și scuipăm, hai să-l și batem, hai să legăm la ochi și să spunem, ia ghicește cine te-a bătut, hai să-l și ocărăm, să-l bagiocorim și asta. Ostașii romani au avut o poruncă de la comandanții lor și care a fost la armată, ordinul se împlinește. Ordinul a fost, îl luați și îl răstigniți. Păi de ce să numai să-l răstignim? Întâi să-l batem înainte de a-l răstigni și să-i punem și cu lună de spin, dar asta nu era ordin de la comandant. Mai punem de la noi și așa păcatul se înmulțește. Continu. Eu am stat ani de zile singur într-o celulă
10 metri sub pământ, nu vedeam nimic, nu auzeam nimic și aveam timp să gândesc. Și mi-am amintit viața trecută, parcă o vedeam într-un film, pe pereții aceia celulii, și mi-am adus aminte de parcă a fost astăzi, de parcă a fost ieri, prima mea minciună. Era la vârsta de 4 ani. Mama mea era tare, tare săracă și cu 4 copii. Era o raritate să cumpere ea câteva bomboane. Era ziua de naștere a cuiva și nu dădea ea toate bomboanele. Mai lăsa un rez de bomboane când o să fie ziua de naștere a celuilalt copil. Și când pleca mama, eu sigur că făceam perchiziția întregii case, găseam bomboanele și le-am mâncat pe toate. Și până m-a venit mama, n-a găsit bomboanele, m-a întrebat, Richard, tu știi unde sunt bomboanele? Zic, da, știu. Ce s-a întâmplat cu ele? Zic, fratele le-a mâncat. Și fratele, săracul, a mâncat o bătaie, fiindcă eu am spus că el a mâncat. Și după aceea, mama a aflat cum s-au întâmplat lucrurile și mama a plâns, fiindcă eu am mințit. Asta era când aveam 4 ani. Acum, 10 de ani au trecut și m-ardeau lacrimile mamei. E un păcat de copil, vorba ce zice un copil o minciună. Dar minciuna se mulțește, n-a rămas la cea o minciună. După o minciună a venit a doua minciună, a treia așa. Mi-am amintit acolo când prima oară mi-am însușit ceva ce nu mai aparține mie. Când prima oară am fost obraznic față de părinți și așa mai departe. Și am văzut cum minciună cu minciună se unește pentru a se mulți. Asta cred că este experiența fiecăruia dintre noi. Păcatul se înmulțește cum se înmulțește totul pe pământul acesta. Totul se înmulțește. Animalele, insectele, plantele, totul se înmulțește. Noi toți căutăm să înmulțim banii care avem, prestigiul pe care le avem. Și păcatul se înmulțește. Ăsta este marea primejdea păcatului. Poți să faci un păcat foarte mic, la urmă nu stă Dumnezeu să se socotească cu tine pentru fiecare pleacă. Asta a fost un păcat. Dar nu se oprește păcatul. Păcatul se împrietenește cu al doilea și ăla cu al treilea și ăla cu al patrulea crește. Și de aceea din rădăcină trebuie scos păcatul. Dar slăvit să fie Domnul, că nu numai păcatul se înmulțește. Mai sunt și alte lucruri care se înmulțesc. Zice în Scriptură că pacea noastră se înmulțește, mângâierul lui Dumnezeu se înmulțesc și harul lui Dumnezeu se înmulțește și el. 1 Petru, capitolul 1, versetul 2, vorbește despre înmulțirea harului. A doua Petru, tot capitolul 1, versetul 2, și el spune despre înmulțirea harului. Unde s-a înmulțit păcatul, spune într-un loc. Harul s-a înmulțit și mai mult. Și harul lui Dumnezeu se înmulțește. Nădăjduiesc că toți ați cunoscut harul lui Dumnezeu. Păi înmulțiți-l, nu rămâneți la harul pe care îl aveți. Fiecare din voi are ceva bani. Unii o fi mai bogați, unii mai săraci, dar poate 50 de cenți sau un dolar are fiecare din voi. Deci și fiecare își dorește, în loc de un dolar, ar fi mai bine să fie 2, să fie 5, să fie 10, bani să poată mulți, bani să poată mulți. Pe harul să poată mulți, nu e nevoie să rămâi la har cât este. Poți să ai har mai mult și mai mult și mai mult, pacea poate să fie mulțită. Și mai spune despre harul felurit al lui Dumnezeu. Harurile sunt de multe feluri, nu? De multe feluri, cum averi sunt de multe feluri, plăceri sunt de multe feluri. Așa și harul sunt de multe feluri. Și vreau să vă spun despre două feluri de har. E mare har să știi pe Dumnezeu și să crezi în El. Dar mai este încă un har, de altfel, ca iubindu-L pe El și crezând în El, să fii în stare, să fii de partea Lui, orice ce ți s-ar întâmpla. Să poți și să suferi pentru El, să poți să înduri pentru El. El e al meu, eu sunt al Lui, pe noi nimic nu ne desparte, eu nu mă voi lăsa luat de lângă Dumnezeu. Bunica mea avea un tablou, o icoană, cum ar fi, avea un tablou și spunea, ăsta e Iisus, ăsta e Iisus. Și bunica de câte ori vorbea de ăsta, din tabloul acesta, așa îl lăuda și cu atât de drag și cu atât de respect vorbea despre el, ăsta era pentru el simbolul bunătății și al dragostei și a tot ce e frumos, era tabloul ăsta, era Iisus. Și până am crescut și am intrat în școală, am intrat în liceu și acolo ne-a învățat despre sfânta noastră datorie de a ne apăra patria socialistă. Dar eu nu știam cum arată o sfântă datorie. Am învățat despre morala socialistă. Dar nu știam, socialist am înțeles, dar cum e aia morală, ce e aia morală? Și cumva mi-am amintit de imaginea lui Iisus și mi-am închipuit că Iisus ăla, asta înseamnă sfințenie. Iisus ăsta, asta înseamnă morală. Asta înseamnă tot ce este mai bun în lume și am iubit numele Iisus. Și oameni au unii har ca pentru așa puțin.
pentru așa puțin. În ebraică, cuvântul pentru har este hep, tot. Un mic cuvânt. În ebraică e scris cu două litere, fiindcă vocalele nu se scriu în ebraică. Hep, un mic cuvânt. Și ce bogăție este în cuvântul acesta. Atâta har i s-a dat și pe baza harului acestea avea un suflet plin de iubire și ăla din Albania era gata să moară pentru lucrul acesta și să sufre pentru lucrul acesta. Mare lucru este să ai harul acesta, nu numai să crezi, dar fiindcă în Iisus crezi, să fii gata să stai de partea Lui și să îndur pentru El dacă este nevoie și să fii a Lui sunt. El se bizuie pe mine, eu mă bizuie pe El, eu pe El nu pot să-L las. Și mă întreb eu, noi toți putem să căpătăm harul acesta. La păstor bătrân vin mulți să le spună că e ceva, aud de la unul, aud de la altul și vine câte o soră, vine câte un frate. Dar pentru nimic în lume nu pot continua căsătoria ta. Nu pot, nu pot. Îndur de 30 de ani. De 30 de ani mă bate, mă înjură, mă face, mă trădează cu altele, cu alții. Fel de fel de chestiuni. Mă scuipă. Una a venit și mi-a spus, mă scuipă, soțul meu. Am îndurat bătaia, am îndurat înjurături, dar scuipat, nu pot să îndur. Și spun, dar dumneata, n-ai harul lui Mișcala, 43 de ani, el cum a îndurat? 43 de ani. Nu vă spun ce torturi s-au practicat în închisoare, că nu vreau să vă stric somnul noaptea. Eu nu dorm nopțile amintindu-mi de torturile pe care le îndură fratele mie și de aceea nu-mi place să spun ce torturi sunt, dar grozave. Au fost frați și surori, numai atâta să vă spun. Nu vreau să zic că secretele bisericii și așa mai departe, și aresta pe copiii lor mici și bătea pe copii în prezența părinților. Nu e vorba de o bătăiță cum o dai la un copil, dar bătea până la sânge ca să-l facă pe tata să spună. Au fost violate logodnice și soții în fața soțului sau în fața logodnicului pentru a-l face pe ăsta să spună. Și unii au știut, eu știu cu Iisus, eu de El nu mă despart. El e Dumnezeu, El să facă cum știe El, eu nu mă abat. Sunt unii care au harul acesta. Și ce frumos ar fi să avem și noi harul acesta și să cerem harul acesta, să ni se mulțească harul. Uite, asta e calea pe care merg și voi îndura. Fiecare din cei care se hotărăsc să nu mai îndure, au îndurat până acum. Păi mai îndură încă o zi, mai îndură încă o zi, mai îndură încă o zi. Poate să schimbă lucrurile și dacă ești hotărât să fii de partea Lui până la capăt, atunci multe minuni se întâmplă. Ia timp câteodată. E greu, dar multe minuni. Să folosim momentele dificile din viața noastră. Era greu să fii închis. Și știu că unii dintre voi, voi nu sunteți închiși, dar aveți greutăți, fiecare are. Greutăți, amintiri de păcate, tu ai făcut păcate de care nu știi cum să mai scapi, alții au păcătuit față de tine, ai trecut prin grozăvii, fel de fel de chestiuni de acestea. Și de câte ori o dificultate în viață, tu spui, e o problemă, ai greșit-o. Fiindcă o problemă te apasă. Cum să rezolvi problema? Nu e o problemă. E o chemare a lui Dumnezeu. Uite, ți-a dat ceva să rezolvi tu. Are El pe un om foarte rău și vrea pe omul ăsta rău să-l câștige pentru bine și de aia l-a pus să-ți facă rău ție, nu altuia. Fiindcă tu poți răspunzi la rău cu bine, altul nu i-a răspunde la rău cu bine. Și tu poți să-l câștigi. Țiu minte, la un moment dat, eram în închisoarea Gherla și acolo era un locotenent politic. Nu știu de ce trebuie la închisoare un locotenent politic, dar era politic pretutine, era la colectiv, era politic, la măcelerie era politic pretutine, în fine, era un ofițer politic. Și ăsta mă cheamă odată din celulă, avea o vână de bou în mână, știi ce, un cauciuc cu care băteau, și zice, și jos, și scrie o declarație, era o bucată de hârtie acolo, scrie o declarație, ce ai vorbit împotriva noastră a comuniștilor în celulă? Aud că faci mare agitație împotriva noastră? Și ce ai auzit pe alții spunând împotriva noastră, adică eu să fiu o iudă, să vorbesc contra alții? Și cum ai călcat regulile închisorii? Ai timp jumătate de oră, eu mă duc. Și dacă în jumătate de oră nu spui tot, mi-a arătat vâna de bou. Acum am căpătat atâtea bătăi, mai mergea încă una, nu eram speriat de bătăi. Aveam o dificultate, mi-a spus pe hârtie să scriu cuvântul declarației. Dar eu nu mai scrisesem de ani și ani, n-am mai avut o peniță în mână și nu mi-aduceam aminte cum să scriu un D mare. Și m-am așa mulțumit lui Dumnezeu că există două feluri de D, unul mare și unul mic. Și dacă nu știi pe ăla mare, scrii cu ăla micul. Și am scris pe ăla mic. Și am scris, eu niciodată n-am spus un cuvânt contra comuniștilor, fiindcă eu pe comuniști îi iubesc. Când dumneavoastră dormiți, eu mă rog pentru dumneavoastră. Și așa fac toți creștini. Iisus ne-a învățat să iubim pe păcătoși și să urăm păcatul.
Eu vorbesc contra comunismul lui, nu contra comuniștilor. Și chiar împotriva comunismului nu mă amestec în teoriile dumneavoastră economice, politice, eu atât am cu dumneavoastră, că sunteți contra lui Dumnezeu. Dar iarăși nu împotriva dumneavoastră vorbesc, ci împotriva doctrinii dumneavoastră. Ce au vorbit alții, trebuie să întrebați pe alții, eu nu sunt iudă, eu nu pot să spun de alții ce au vorbit. Și acum mă așteptam, să mănâncă în covătaie și cei dacă mănâncă în covătaie. Și vine el înapoi, are încă vâna aia de bou în mână, ce-ai scris? Da. Și ea citește primele două, trei rânduri, văd că pune bastonul ăla de cauciuc, îl pune la o parte și zice, domnule Burmă, eu nu mai auzisem domnule de ani de zile, pentru că nu ne numeau domnule, ne spuneau bandiți, tălhar, numai lucrurile astea. Și domnule Burmă, cum puteți să mă iubiți pe mine? Eu niciodată n-aș iubi pe cineva care mă bate pe mine și mă bagă pe mine la închisoare. Am auzit eu de nebună această învățătură a lui Iisus să iubiți pe vrăjmașii voștri. Eu niciodată n-aș putea face așa ceva. Și am spus despre Iisus, despre învățătura lui, ca un copil asculta. Și mă chema iarăși și iarăși să mă întrebe despre credință și era lucru foarte neplăcut că el te chema, fiindcă deținuții bănuiau pe oricine mergea la administrație, o fi un turnător care spune de noi. Și mă întreba iarăși și iarăși și după ce am vorbit cu el de multe ori, zice, domnule Vărmăran, nu pot crede în Dumnezeu, nu pot crede că există un Dumnezeu. Și am răspuns, știți că eu sunt evreu și eu sunt dintr-o lungă linie de rabi, de nu știu câte generații. Bunicul, străbunicul, răstrăbunicul, răstrăbunicul. Acum sute de ani știu, rabin. Și unii dintre ei au fost renumiți, au scris cărți și despre ei s-au scris cărți, că erau oameni renumiți. Și un străbunic al meu de 8-a generație, era un rabin renumit. Și a venit la el un evreu și i-a spus, asta povesteam locotenentului, a venit un evreu și a spus, eu nu mai pot crede în Dumnezeu. Și rabinul l-a îmbrățișat și a spus, cât de mult vă invidiez că nu credeți în Dumnezeu, aveți o stare sufletească cu mult mai bună decât a mea. Era o raritate pe vremea aceea un evreu să nu creadă în Dumnezeu. Și a spus, foarte bine că nu crezi în Dumnezeu. Ai o situație mai bună decât a mea, să-ți spun de ce. Că eu dacă văd un om sărac, îi zic, Dumnezeu o să te ajute, eu nu scot un ban să-l ajute. Eu cred în Dumnezeu că Dumnezeu o să-l ajute. Când văd pe unul necăjit, îi zic, las că te mângâie Dumnezeu, eu nu stau să-l mângâie, deși să-mi pierd eu timp. Dumneata, nu crezi în Dumnezeu. Trebuie dumneata să iei rolul lui Dumnezeu dacă ar fi. Și de câte ori vezi un sărac, trebuie să-i dai dumneata, nu să-l lași pe mâna lui Dumnezeu. Și de câte ori vezi pe unul necăjit și plângând și toate astea, trebuie dumneata să joci rolul lui Dumnezeu. Zice, du-te 6 luni și fă așa și după 6 luni să vii să-mi spui ce s-a întâmplat. Foarte curând, evreul ăla a venit înapoi la rabin și a spus, eu nu pot să fiu Dumnezeu, trebuie să fiu un alt Dumnezeu care îngrijește de toate necazurile oamenilor. Zic așa, dumneavoastră nu credeți în Dumnezeu, pe faceți dumneavoastră ceea ce credeți că un Dumnezeu ar trebui să facă dacă ar exista. Omul acesta a devenit credincios după ce a dispărut, nu știm ce s-a mai întâmplat cu dânsul. Dar există harul acesta. Când ești într-un necaz, în suferință, în închisoare, unul cu un baston să te bată, sau un soț care te bate, sau se poartă nefrumos cu tine, sau o soție cu care ai, sau un copil, sau un părinte brutal, sau un vecin, sau cine știi, cum îi spune, cine o fi? Eu pot să rap, eu pot să îndur, eu pot să rămân cu fața senină, eu pot să zâmbesc, cam harul acesta. Așa e, mi-a încredințat mie. A arestat o soră și o bătea și ne spunea după aceea, pe eu gândul ăsta l-aveam. Este un om foarte rău, pe care Dumnezeu vroia să-l câștige. Și ea îi spunea, ăla era un colonel în securitate. Și ea îi spunea colonelului acelea, domnule, Dumnezeu așa te iubește, dar cum dumneata ești așa de departe de Dumnezeu, trebuia să te întâlnești cu un credincios, să-ți spună. Și eu nu puteam să mă întâlnesc cu dumneata altfel decât dacă mă arestai și mă băteai altfel. Eu nu mă Și asta e o ocazie pe care mie mi-o dă Dumnezeu să stau de vorbă cu dumneata. Și l-a impresionat pe el lucrul acesta. Există harul acesta. Și vă recomand tuturora să nu rămâneți la harul că credeți în Dumnezeu, că credeți în Hristos, ci mulțiți-vă harul. Pe baza harului din tâi, să faci al doilea, și al treilea, și al cincea, și așa. Ai făcut o clasă în liceu, faci a doua, faci a treia, ieși cu o diplomă. Nu știu. Tot așa, noi toți trecem prin încercări și să primim încercările ca o chemare a lui Dumnezeu și să folosim, cred că ați înțeles. Și acum numai despre un har încă vreau să vă spun. Despre harul de a trăi în afară de timp. De multe ori am spus despre frații care sunt în închisori în diferite țări. Am o listă întreagă de frați și de surori
închiși de musulmani în Iran, în Liban, în Egipt, în Malezia, pretutind în țările aceste musulmane fanatice, frații noștri sunt arestați, sunt bătuți, sunt omorâți, lucruri grozave, sunt în Turcia. În Turcia au omorât, iată minte că... Și acum o descriere a stării fraților noștri în închisoare, într-o țară musulmană, pentru prima oară am citit așa ceva. L-au ținut vreo 4 ani pe el și pe mai mulți alții, într-o celulă, câteodată erau singuri în celulă, câteodată erau 4-5 în celulă, în lanțuri, și tot timpul cu capul acoperit de o glugă neagră, nu vedeau nimic. Ani de zile n-au văzut nimic. Erau cu încă 4 în celulă, nu i-au văzut niciodată, n-au văzut niciodată nici pe păzitorii lor. Păzitorii și el era păzitor cu ei, n-aveau voie să vorbească între ei, erau toți acolo, erau legați în lanțuri, erau legați și de perete cu un lanț, așa că nu se puteau mișca și nu vedeau nimic. Erau ca și orbi. Erau ca și orbi. Nu știau nimic de ceea ce se întâmplă în afara lor, așa sunt frații noștri. Frații noștri. Nu știau nimic de ceea ce se întâmplă în prejurul lor și la fel cum a fost și cu noi când eram în celule singuratice subterane, nu știau nimic despre timp. Nu știau dacă e noaptea, nu știau dacă e dimineața, nu știau dacă e primăvară, nu știau dacă e iarnă, nu știau nimic. Treceau ani și timpul pentru ei nu exista. Eu însumi am trăit în ceea ce în englezește se numește timelessness. Fără de timp. O situație fără de timp. Timpul nu mai exista. Am putut adânci că timpul e o iluzia noastră. Trecutul, timpul e împărțit în 3 părți, nu? Trecutul, prezentul și viitorul. Trecutul nu există, a trecut. Du-te, mai apucă-l, mai fă ceva din el. A trecut, nu? Viitorul nu există, că n-a venit încă. Și prezentul, uite cât am spus, prezent nu mai e acolo. Secunda, o secundă durează prezentul, nu? O frântură de secundă. Și s-a și dus. N-am. Cât o clipire a ochiului. Asta e ceea ce numim timp și nu dispunem de el. Realitatea este eternul. V-am mai spus în ebraică, limba în care a fost concepută Biblia, în ebraică, verbele n-au timp. În românește poți să spui, am mâncat, aș fi mâncat, mănânc, voi mânca, voi fi mâncat și atâtea feluri. Nu poți să spui în ebraică nimic din toate acestea. Spui, am mâncat și din context cam deduci când a fost și cum a fost și ce a fost. Au trăit frații aceștia ai noștri, deținuți aceștia, în afară de timp, au trăit eternitatea. Nu se împărțea timpul în bucățele. V-am mai spus odată și vă amintesc că din Papua Noua Guinee, e o țară sălbatică, sălbatică. Au adus un șef al lor, l-au adus în Germania. Să fie și el la o conferință misionară. El s-a pocăit acolo și i-au vrut și frații nemți să mândrească. Uite, un sălbatic de ăsta l-am adus la credință. Și când a venit el înapoi din Germania și l-au întrebat sălbatic ceilalți, el nu mai era sălbatic, el era pocăit. Cum e în Germania? Zice, n-ar fi rău. Zice, dar nu, mintea lor nu e sănătoasă. Zice, dar de ce nu e sănătoasă? Zice, nu sunt civilizați. Zice că, uite ce bine trăim noi. Și ei ce să ne căjesc? Că ei și-au pus la mână ceva care face tic-tac, 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 tic-tac. Și asta taie timpul în bucăți. Taie timpul în bucăți. La o bucată mai mică zic secundă, la alta zice minută, la alta zice an, la alta zice... Și din cauza tăierii timpului ăsta în bucăți, sunt mereu necăjiți. Sunt mereu necăjiți. Nu am timp. Uite, mi s-a dus timpul. N-au timp. Și odată ei au niște trăsuri, spunea el, fără de cai. Un autobuz sau o mașină, așa, el nu știa ce zicea, o trăsură fără de cai. Și odată așteptam să vină trăsura aia, tocmai o luase înaintea noastră și misionarul lângă mine, să alergăm repede, să o apucăm. Am alergat cât am putut, am apucat trăsura aia fără cai, când am intrat, misionarul mi-a spus, slavă Domnului, am câștigat 10 minute. Și l-am întrebat, ce facem cu astea 10 minute? Asta e o fugă după nimic, o fugă după nimic. Noi trăim în timp, mereu regretând ceea ce a fost, punându-ne false nădejde pentru ceea ce va fi, în loc să ne bucurăm cu Domnul pentru ceea ce este. Nu poți să spui în ebraică, dacă aș vrea să predic acum în ebraică, noi credem în viitoarea venirea lui Hristos. Viitoare nu există. Credem în venirea lui Hristos. Când? Acum. În timp. Eu pot toate bucuriile cerului, nu trebuie să ajung să mai trăiesc cine știe câți ani și după moarte, nu știu ce, să ajung. Dar de ce? Spune Apostolul Pavel,
Noi, adică el și alți deținuți, el din închisoare scrie, noi suntem așezați, păi știu, Pavel, unde ești așezat. Ești așezat pe ciment, într-o celulă, la Roma. Ce fost de aici? Asta sunt prostii. Noi suntem așezați în locuri cerești, împreună cu Hristos. Cum locuri cerești? Sunt după moarte, în viitor. Pe la mine nu există viitor, nu există trecut, nu există prezent. Există o realitate. Eu trăiesc cu Dumnezeu și El trăiește împreună cu mine. Există harul acesta al unora care trăiesc veșnicia de pe acum, barem în clipile de răpire cerească, trăiesc aceste momente și ei pot cânta, Apostolul Pavel cu picioarele în butuci, cânta și în închisor să cânta și lanțurile erau întrebințate ca instrumente muzicale. Există viața aceasta de bucurie în foarte mari necazuri. Știu care sunt necazuri, și eu am avut. Pentru mine suferința a fost o prietenă foarte devotată toată viața. De când eram copil mic, eu am suferit foarte mult. Toată viața am avut de suferit și acum am suferințe mari. Suferința e o prietenă și suferința nu trebuie să te necăjești de ea. Ea e cu suferința și eu sunt cu bucuria, că eu l-am pe Domnul și eu trăiesc de pe acum veșnicia. Harul se poate mulți. Au unii har să spere că în viitor o să fie mai bine. Sunt unii care au harul acesta, că nu-și pierd speranță. Azi e prost, lasă că mâine va fi mai bine. Și dacă mâine nu e mai bine, iarăși, au har. Zice, lasă că poi mâine va fi mai bine. Și alții care spun, păi dar sunt astăzi cu Dumnezeu. Am astăzi toată bucuria cu El și El șterge lacrimile mele. Iam în El un adevărat prieten. Despre asta am vrut să vă spun și mai mult să nu vă spun, fiindcă v-am zis că și tăcerea e bună. Să ascultăm pe alții și în liniște, în ceea ce privește treburile noastre liniștiți, să avem inimi deschise pentru durerile altora, pentru problemele altora și să fim tuturora mângâiere și izvor de har. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. De data aceasta am învățat că atât păcatul cât și harul se înmulțesc. Dar cât de bine ar fi ca prin noi, nu păcatul, ci harul să fie înmulțit. Alături de Richard Wurmbrand, vă încurajez să trăiți dincolo de timp, lăsând ca fericirea dumneavoastră să nu depindă de clipe, ci de eternitate. Iar dacă gândul veșniciei cu Hristos mocnește în lăuntrul dumneavoastră, puteți trăi deasupra lucrurilor de zi cu zi. Bucuria și harul să vă fie înmulțite!